zi, bărbații din raionul șoldănești și-au lăsat treburile la o parte și-au urcat în scenă. Au făcut-o pentru a impresiona femeile de ziua lor internațională. Aceștia au cântat și au dansat în cadrul concursului În scenă doar bărbații, care a ajuns la a doua ediție. În competiție s-au înscris 17 colective. Anume mărțișorul anunță renașterea naturii și trezirea celei mai sublime emoții din inimile noastre. Este sărbătoarea muzicii și al dansului, al frumosului și al dragostei. Este ziua internațională a femeii care pot sacrăm această ediție a festivalului În scenă doar bărbați. Sună. Onorată asistență, stimați participanți la acest frumos concurs În scenă doar bărbații, cu regret constatăm că sala e semipustie, ori degeaba, pentru că avem foarte multe activități culturale în casa respectivă. De ce eu socot pentru anul viitor, domnul Zanoaga, acest festival, ori concurs numit Să-l comprați, vom face în una din satele Răunul Șoldănești, dar nu în Casa de Cultură din Șoldănești. Adică trebuie, pentru că noi ne-am convins că în sate mai multă lume vine la astfel de manifestații. Deci, ca să știți că acest concurs care a fost inițiat anul trecut în premieră, are un singur scop. Un scop că el se desfășoară în primul rând în preajma zilei 2 martie, și dedicat în întregime femeilor. Eu s-o pot azi că va fi ca o repetiție generală a dumneavoastră, pentru că până la urmă dumneavoastră trebuie să evoluați în satele dumneavoastră, în fața femeilor, în ajun de 8 martie. De ce eu doresc ca acest concurs, într-adevăr, să aibă o priză la spectatorii noștri, anume la partea frumoasă a omenirii, asta e femeia. De aceea, eu nu știu dacă voi mai dovedi, voi reuși să vă felicit în mai în preajmă. Vreau să vă doresc la tuturor femeilor o sărbătoare fericită de 8 martie și stima bărbaților față de dumneavoastră să fie nu numai de 8 martie, dar în toate cele 365 de zile a anului. La toți concursanții le doresc succes, multe baftă și dumneavoastră să evoluați și în colectivele și în localitățile dumneavoastră. Vă mulțumim pentru participare. Și să nu evitați să participați la toate spectacolele care vor fi în luna martie, lunarul dedicat de la 80 de ani de la nașterea domnului Mihai Volontin, și să savurați din ceea ce a fost organizat pentru dumneavoastră. Pentru că în luna martie vor lua 17 colective teatrale pe parcursul lunii. Au ajuns unde sunt datorită glasurilor pe care le posedă, datorită repertoriului, dar mai ales muncilor asiduă de a ne aduce perele autentice melodii culese de la Baștina din sat. Ansamblul folclorii Stejarii din satul Dobrușa, conducător artistic Aurel Malăi. Of, dorule dor, când eram tânăr eram, lungă-i e cărarea. Pe aplauze dumneavoastră, haideți să întâmplăm. Thank you.
fost înaintașe, iar noi avem datoria de a ajuta să fie. Ansamblul vocal, instrumental din Salșea, conducător Iure Malacinski, din depărtări, încântau mandolenele și un cântec în limba engleză. Cei care știu limba engleză, hai să-i susținem prin aplauze dumneavoastră! Yeah.
Chiar de la primele sunete acorduri.
se cântă sub fereastră, când se întoarce acasă cu tractorul. Ei nu-i poate să parcă n-are inimă, nu-i ia-ți-am o fere de la tinerea. Orice nu-i vorbești, nu-i între pori, grija ei s-o mai popășori. Jesus.
ne-a lăsat sărmanul. Oare că și nu te pui cu ea, viața asta trece ca și valul. După el și mama va pleca. Mama face, mama face pâine pentru mine, frate, pentru tine. Mama face, mama face pâine pentru mine, frate, pentru tine. Mama face, mama face pâine pentru mine, frate, pentru tine. Mama face, mama face pâine pentru mine, frate, pentru tine. Și nu uitați,
Și nu uitați, și nu uitați, mama de lume una. Flori cumpărați, flori cumpărați, flori cumpărați într-una. Și nu uitați, și nu uitați, mama de lume una. Și nu uitați, și nu uitați, mama de lume una. Are bun suiocule, are
Să vă mulțumim pentru vizionare!
ce vremea scoală și nu oprești. A fost pe numai o primăvară, îți amintești. Dar vremea trece, vremea scoală și nu Gracias.
sau pe bună vreme, se visează orice femeie în căruță să o ieie. Miresuica și nevasta, dar și fata și amanta, se doresc din totdeauna să se prinde trăsura, ce e trasă de un cap și să-l intre în corab, să aibă și hamuri bune și clopoței ce să sune, să mai aibă chiar și flori, mai ales de sărbători. Stay.
frumoase doamne și domnițe prezente astăzi în sală. Ansamblul de bărbați din satul Rogojeni vine să fericite prin intermediul dumneavoastră toate doamnele cu frumoasa sărbătoare de 8 martie. Cu acest prilej, prima piesa noastră vine să vă aducă în dar trandafirii din întreaga țară, deci cântecul Trandafir de la Moldova.
Thank you.